Salutare prieteni, numele meu este Mihai și astăzi o să vă rog cum să îndepărtați scrisurile pe spatele mașinii și pe laterale, fără a rămâne niciun fel de urmă. Pentru asta o să aveți nevoie de pastă de polișat, nu contează de care, sunt mai multe modele pe piață, ceară, două aplicatoare, lavetă, ață dentară sau fier de pescuit și un pistol de temperatură sau un uscător de păr, depinde ce aveți. Pentru început o să începem să încălzim litrele, ca apoi să putem să le dezlipim fără probleme. Mișcăm tot timpul șpeiul de căldură, pentru a nu afecta vopseaua. Și încălzim. Ocazional mișcăm de ele și vom vedea că devin din ce în ce mai slăbite. Deja lichidul începe să se încălzească. După ce le-am încălzit suficient, am o bucată suficient de mare de ață dentară sau fier de pescuit ce aveți voi. Ața să fie suficientă ca să puteți să o rotiți pe mâini. Și vom începe din spate să tragem câte un pic, mișcând. Una a sărit, două. Și ca să fiți cât mai paralel cu mașina, pentru că dacă ați trage din partea aceasta, acest colț va împinge în vopseaua mașinii. Puteți să zgâriați. Ușor, fără grabă. Și au sărit cele 3-4 litere. Pentru a îndepărta acest lipici, continuați să încălziți. Și deja am început să se după cum vedeți. Las cu mâna, nu e problema. Nu folosiți lame de cuțit sau altceva ca să eliminați acest lipici, deoarece puteți gâdea vopseaua și va ieși foarte urât. Ușor, cu unghia se vală. Cu cât curățați mai bine acest lipici acum, cu atât mai ușor va fi să polișați această parte, fără să irosiți prea mult. Polișa. O să pun acum pe pauză și o să termin aici, ca să nu vă rețin prea mult. Așa ar trebui să arate după ce ați terminat de înlăturat acele lipici. Dacă vreți cu niște apă cu detergent de vase sau ceva de curățat, puteți spăla zona bine. Da, mare lucru nu se va mai lua. Ba, chiar a ieșit foarte bine. Acesta este rezultatul final după curățare. După ce am îndepărtat scrisul, din fericire pentru mine ca mașina albă nu se vede foarte, foarte rău, dar pentru cei cu vopsea închisă la culoare se vor rămâne urmele de la scris. Dar nu e nicio problemă, pentru asta vom lua niște paste de poliș și vom aplica în zona unde a fost scrisul.
Pun camera aici. Agităm bine polișul și cu ajutorul unui aplicator putem puțină pastă de poliș. Punem pe zona unde a fost sau chiar pe toată această parte putem pune și vom începe să curățăm toată zona. Cu ocazia asta vom mai dispărea și alte mici pete. Oricum o să insist foarte mult, deoarece săptămânile ce urmează doresc să fac un poliș la toată mașina și atunci va fi altceva. Dar până atunci, ca să vă faceți o idee cum se elimină. Dacă aveți mașina de polișat, este și mai bine. După ce am terminat de polișat zona respectivă, cu ajutorul la vete ștergem polișul, pasta, mizeria care a rămas, curățăm întreaga zonă. Iar la final, cu ajutorul unui alt aplicator, unul curat, aplicăm pasta de poliș. Puțin, la fel, pe zona și aplicăm mișcări circulare pentru a acoperi cât mai bine suprafața. În funcție de ceara care o folosiți, vă scrie pe ea cât timp se lasă la uscat. Pe a mea scrie să o las 10 minute. Și apoi o să șterg cu o altă lavetă curată. Și acesta este rezultatul final. Cum puteți vedea, nu se vede nicio urmă de scris. Totul este shiny și frumos. Se vede și o mică diferență între cum este aici, unde nu am polișat și nu am aplicat ceară, și aici. Se vede mult mai bine reflexia unde este polișat. Sper că v-a plăcut și o să ne vedem la un următor videoclip când voi încerca să fac cromul, tot cromul pe mașină, o să-l fac negru. Nu-mi place cromul. Cromul nu trebuie să fie pe mașină, părerea mea. Salut, să aveți o zi frumoasă!